Astăzi vom învăța despre un alt personaj din istoria poporului Israel, de la care avem multe de învățat, despre care Dumnezeu spune că a fost om după inima lui. Cine știe cine e asta? David. Mulți dintre noi am citit despre David cel puțin, am studiat, poate în diferite cursuri. Vrem să privim ce înseamnă să fii un om după inima lui Dumnezeu. Noi de multe ori căutăm să fim oameni după placul altor oameni. De multe ori comportamentul nostru este dirijat de dorința asta de a place la alți oameni. Dar foarte rar ne gândim să-i placem la Dumnezeu, să ne gândim ce zice Dumnezeu de noi, ce zice Dumnezeu de mine, de inima mea. Acum, înainte de David, David a fost al doilea împărat al lui Israel, înainte de David a fost Saul, care de la început a fost parcă după inima lui Dumnezeu, parcă făcea ce trebuiește, ce spunea Dumnezeu, dar tot a ajuns să facă, să aleagă, să facă ceea ce a vrut el. A ajuns să încalce poruncile lui Dumnezeu, a ajuns să facă lucrurile așa cum a crezut el și nu cum spunea Dumnezeu. Dar în tot planul lui Dumnezeu, tot ce se întâmplă în viața noastră, este important ca noi să facem așa cum spune Dumnezeu. Pentru că atunci când procedez cum spune Dumnezeu, lucrurile merg bine. Dar sunt situații când avem și de suferit, pentru că vrem să facem așa cum spune Dumnezeu. Acum vrem să privim anume la aspectul ăsta, de ce David a fost socotit de Dumnezeu un om după inima lui. În Vechiul Testament și în Noul Testament sunt multe texte care spun despre David. David a fost unul dintre împăratul lui Israel la care poporul Israel tot timpul de-a lungul veacurilor s-a uitat ca și la un exemplu, ca și la un stâlp a poporului. Până și acum, în zilele noastre, pe steagul lui Israel stă steaua lui David, acelea, triunghiurile celea două. Când s-a început biserica primară, tot timpul apostolii menționau de David ca la un proroc și un împărat al lui Israel cu mare autoritate. Când vorbea despre David, atunci mesajele aveau mare putere. Acum vrem să privim câteva aspecte despre David și în mod special, în mare parte o să privim la câteva texte din Noul Testament, care vorbesc despre David. Nu o să trecem toată istoria. Acum, primul lucru care îl vedem despre David, la Fapte 13:22, spune că Dumnezeu l-a uns ca împărat pentru că are o inimă după inima lui, care spune că va împlini toată voia lui. Dumnezeu de un astfel de om avea nevoie ca să împărățească peste Israel. Pentru că, de fapt, Dumnezeu a vrut să continue să împărățească peste Israel prin împăratul pe care îl punea peste ei. Deci, un împărat după inima lui Dumnezeu. Tare am vrea și noi, ca în țara noastră, să avem un președinte după inima lui Dumnezeu. Dar cât nu căutăm și cât nu încercăm să alegem, tot nu dăm de așa oameni. Mai avem pe fratele Valeriu Ghileschi, care este un om după inima lui Dumnezeu, așa cred eu cel puțin, care este ca o lumină acolo, în mijlocul oamenilor politici. A doilea lucru, pe care îl vedem despre David, de la 1 Samuel 24 și de la 1 Samuel 20, vedem că el se teme, el ca și om după inima lui Dumnezeu. Deci o caracteristică a lui, ca și om după inima lui Dumnezeu, spune că el s-a temut să facă rău lui Saul, care era încă în poziție de împărat, când David a fost uns ca și împărat. Acum, David a avut, Saul a prins rău pe David și se ținea tare cu mâini și cu picioare de poziția care o avea ca și împărat. Avea slavă, avea putere, da? Și se ținea cu mâini și cu picioare de poziția asta. Acum, el a încercat de mai multe ori să-l omoare pe David, spândea,
umbla după el, cu oameni, cu ostași, să-l caute, să-l găsească, să-l omoare. Dar Dumnezeu așa facea că David avea, o dat mai multe situații lui David când putea pur și simplu să iei sulița, să-l omoare pe Saul, pentru că el îi făcea rău. Dar David spune la 1 Samuel 24:6, spune că cum aș putea eu să fac rău unsului Domnului. Deci, practic, și el avea dreptate să, dacă chiar îi făcea rău și îl pedepse pe Saul, pentru că nu mai era împărat. El totuși a ales să nu facă lucrul ăsta, pentru că Dumnezeu a făcut alegerea asta. Dumnezeu l-a ales pe Saul la rândul lui ca să fie împărat al lui Israel. David s-a temut să păcătuiască și față de Ionatan, fiul lui Saul. Și cu Ionatan a fost în legământ, a fost prieten foarte bun cu Ionatan. Și el până la urmă a căutat să facă numai bine lui Ionatan, chiar dacă tatăl lui Saul a căutat să facă numai rău. Deci un om care are inima lui Dumnezeu, inima după inima lui Dumnezeu, el se teme să păcătuiască față de cineva. Se teme să-i facă rău la o persoană, se teme să facă rău la altă persoană, se ferește de lucrurile astea. Eu, ca și copil al lui Dumnezeu, tot trebuie să mă tem să fac lucrurile astea. Deci eu să-i fac cuiva rău, dar să nu să-i fac bine și să las Dumnezeu să judece. Dumnezeu să facă dreptatea. Deci eu, din partea mea, ca și copil al lui Dumnezeu, care vreau să fiu plăcutul lui Dumnezeu, trebuie să caut să fac bine și să nu păcătuiesc, să nu păcătuiesc cu vorba, pentru că noi de multe ori poate nu pui mâna să furi ceva. Cine? La noi de aici nimeni nu fură. Dar limba e mare, mare rău. Așa spune și Iacov în epistola lui. Limba este ca o lume de nelegiuiri, care poate să aprindă toată roata vieții. În puterea limbii stă și viața și moartea. Cu limba eu pot să spun o frază și cineva să moară de pe urma la fraza aceea. Deci trebuie să fim foarte atenți, să nu păcătuim unul împotriva altuia. Eu spun asta și despre mine, pentru că și eu tot am limbă și tot sunt om. Și e foarte, foarte mare lupta ca să ții să nu spui ce nu trebuiește. Sau să spui cu o tonalitate de care trebuiește, nu de care îți vine. Acum, la Psalmul 18, vedem un alt aspect despre David ca și om după inima la Dumnezeu. Și vreau să privim și la noi, la inima mea să privesc. La Psalmul 18, cartea Psalmului, majoritatea cartea Psalmilor este o carte de cântări, care a fost alcătuită în cea mai mare parte de David, împărat. Și el fiind împărat, a compus cântări. Și cântările l-a compus și când era greu, și când era bine, și când era în situație că nu știa ce să leagă. Și el tot timpul a căutat să exprime sentimentele, emoțiile, retrăirile, bucuria prin cântări. Compunea și cuvinte și compunea și melodii. Și acum la unul dintre ele, Psalmul 18, primele trei versete, spune: Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeule, Tu ești stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea. Eu strig, lăudat fie Domnul, și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Și sunt multe lucruri care, frumoase, care le exprimă David în cântări. Așa că noi când cântăm, tot trebuie să vină din inimă. Un om după inima lui Dumnezeu nu cântă doar cu buzele, dar în inimă e, Doamne ferește, întuneric și știr. Acum, vedem pe David că el compune cântările este atunci când are nevoie de ajutor. Tot timpul când a fost în ajutor, el, tot gândul lui era la Domnul și apela la Domnul în rugăciune. Doamne, scapă-mă! Doamne, izbăvește-mă! Doamne, ajută-mă! Doamne, dă-mi putere! Tot timpul David a apelat la Dumnezeu. Și asta este frumos din partea unui om. Pentru că toți noi suntem creați de Dumnezeu. Foarte frumos din partea noastră ca noi, atunci când avem nevoie, să apelăm la Dumnezeu. El a căutat tot timpul să mulțumească lui Dumnezeu în cântări. Mulțumește!
Și asta e o mulțumire care noi o exprimăm din cântări, trebuie să vină din inimă. Nu doar cuvinte scrise la proiector sau scrise în carte de cântări sau în aplicație pe telefon. Cântarea trebuie să vină din inimă. De atâta e foarte important atunci când merge vorba de cântare, nu să mă gândesc că grupul de laudă și închinare trebuie să cânte, eu numai principalul să mă ridic în picioare să vadă și în lans că eu m-am ridicat, nu zic ceva. Nu, e când merge vorba de cântare, cântăm din toată inima. Dacă cineva n-are nicio problemă, tot poți cânti, dacă e tot bine, înseamnă că Domnul a lucrat. Domnul te poartă de grijă, Domnul te protejează. Și un lucru foarte important, care vreau să-l menționez din faptul că el a scris cântări în diferite stări emoționale pe care le-a avut, este că el a văzut pe Dumnezeu în toate situațiile pe care a trecut în viață. Mi-e greu, eu văd pe Dumnezeu, că Dumnezeu mă încearcă. Mi-e bine, eu tot văd pe Dumnezeu, că Dumnezeu a făcut ca să-mi fie bine. Și tot normal, copiii sănătoși, am de toate, tot Domnul a făcut să fie așa. Am a doilea copil, slavă Domnului, asta este, Domnul a făcut așa o minune și am a doilea copil. Nu că eu sunt așa tare, bravo și sănătos și nu știu ce, că mulți sunt sănătoși, dar nu pot avea copii. Este un mare motiv ca să mulțumesc lui Dumnezeu. David făcea asta prin cântări și de fiecare dată când venea de la război, Dumnezeu a dat mari biruințe prin David la poporul Israel. De fiecare dată când venea de la război, se veselea, cânta, compunea cântări pe loc, le compunea. Și cânta în mijlocul poporului, știa să se veselească. Și se știa în cântări și în veselie să-i mulțumească cui? Lui Dumnezeu. Și asta este foarte frumos să facem și noi din partea noastră, dacă vrem să avem inimă după inima lui Dumnezeu. Un om care are o inimă după inima lui Dumnezeu știe să se veselească, să-i mulțumească lui Dumnezeu. Eu nu pot să stau tot timpul ca la mormântare. Așa-i? Pentru că atâtea motive sunt în jurul meu, în viața mea, de dimineață până seara, pentru care eu pot și trebuie să mulțumesc lui Dumnezeu. Deci eu stau permanent mohorât și fără dispoziție, dacă eu am atâtea motive, să mulțumesc lui Dumnezeu. Alt lucru despre David. El, ca și om după inima lui Dumnezeu, într-o zi, stă el și se gândește, eu locuiesc într-o casă din cedru. Cedru, lemnul din cedru, unul din cele mai scumpe, cele mai calitative lemne. La 2 Samuel 7:2 spune că eu locuiesc în casă de cedru, dar chivotul Domnului stă într-un cort. A, ca și cum noi am stat în casă cu reparații euro, dar lucrarea Domnului se face într-un cort care bate vântul și îl suflă. Da? Deci el, un om care are inima, după inima lui Dumnezeu, el se gândea cum e normal așa, că Domnul atâta face pentru noi dimineața și până seara. Și mi-a dat posibilitatea să-mi fac casă din cedru, în cele mai calitative materiale. Și chivotul lui stă într-un cort. Deci, o inimă după inima lui Dumnezeu. El tot timpul trage ca la casa Domnului lucrurile să fie bune, să fie calitative. Noi, de exemplu, zilele astea la Bardar am avut o zi de curățenie și reparație. Ne-am întâlnit dimineața și până seara, până s-a întunecat, am făcut curat, am reparat, am vopsit poarta. Și asta este normal din partea noastră ca și copii al lui Dumnezeu. Dacă vrem să fim plăcuți Domnului, să ne tragă să facem lucrurile astea, ca la casa Domnului lucrurile să fie calitative. Dacă am văzut că s-a dezlipit ceva de undeva, nu merg și încă mi-ai dau și cu piciorul. Dar mă duc la sora Vica și îi spun, sora Vica, ce putem face? Dați să facem cumva ceva aici. Sau și mai mult, eu trag cu piciorul și dezlipesc și mă duc mai departe ca și cum nu a fost nimic. Da? Deci din partea noastră, ca și oameni după inima lui Dumnezeu, trebuie să ne tragă pentru lucrarea lui Dumnezeu, să ne tragă să facem ceva, să avem tragere de inimă pentru lucrurile astea care țin de închinare la casa Domnului. Acum, David nu a fost tot timpul bravo. A avut și el ispite de care avem și noi, permanent. Om după inima lui Dumnezeu și parcă David a fost așa bravo, așa de la început, pe linie dreaptă, așa,
linii crescând. Nu, la dânsul a fost cădere. A fost o cădere foarte mare, dar și în situația pe care au avut-o, s-a văzut o inimă care îi place lui Dumnezeu. La Psalmul 51, vedem deja un psalm care el l-a scris după ce a venit prorocul Natan la el, după ce a păcătuit cu Batșeba. El, ca și împărat, avea țăitoare, avea femei în jurul lui. Dar într-o zi, din neavând ce face, toată oastea lui, în fruntea căreia el trebuia să fie, o mers la război, el s-a ridicat pe acoperișul casă și din neavând ce face, s-a apucat de făcut privire de ansamblu, așa, la ce se face acolo, ce se face acolo, și a văzut o femeie care se scaldă. Evident, nu se scalda în pijama. Și s-a lăsat ispitit și a mers prea departe. A ajuns până la aceea ca să omoare pe soțul la femeia aceea și astfel o curvit, o prea curvit, o omorât, o implicat pe alții în minciună, a făcut rele una după alta pentru ca să-și satisfacă poftele. Și acum parcă se pare că cum? Omul ăsta zice că e om după inima lui Dumnezeu. Omul ăsta, el are și el firea lui. Fiecare bărbat care s-a întors la Domnul are și fire pământească, are și fire bărbătească în el, care are de să luptat toată viața. Și eu am fire cu care trebuie să mă lupt toată viața. Și fiecare din cei care suntem aici avem fire cu care trebuie să ne luptăm toată viața. Fie că-s bărbat, fie că-s femeie. Și așa nu. Și avea. Mă, că la femei o leacă altul, dar toți sunt ispit. David era și el, tot om era. El nu era Dumnezeu. El era om al lui Dumnezeu, dar a avut și el momente de slăbiciune. Acum la Psalmul 51, în care el își arată starea lui și inima lui, după ce i-a spus Natan că el a păcătuit, la primele 3-4 versete, David spune: ai milă de mine, Dumnezeu, în bunătatea ta. După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu, căci îmi cunosc bine fără de legile. Și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. David, vedem la versetul 3 că el își cunoaște bine fără de legile. El cunoaște bine ce a făcut. El înțelege că el a făcut ce este rău. Și mulți dintre noi înțelegem că parcă am făcut rău, dar parcă vrem cumva să acoperim ce și-a făcut Saul, ce și-a făcut și alții. Și el a încercat să acopere atunci când a făcut, când a curvit cu, prea curvit cu Batșeba, el tot a căutat să acopere, să mascheze toată situația asta ca să nu iasă vinovat. Acum el spune că își cunoaște bine fără de legile. Acum spune el că știe, împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și spune că Dumnezeu este drept dacă o să-l judece, o să-l pedepsească pe el. David, ca și om al lui Dumnezeu, a recunoscut că el a păcătuit. El a înțeles că a făcut o prostie mare. Acum, eu când fac prostii, când fac lucruri rele, care nu-i plac lui Dumnezeu, cum procedez eu? Caut să acoper sau îmi dau seama de realitate și înțeleg ce urmează după asta. Că Dumnezeu numai decât urmărește să ne pedepsească pentru păcatele pe care le-am făcut. Și dacă ai făcut păcat pentru care nu ți-ai cerut iertare de la Dumnezeu, poate ar fi bine să te gândești și să dai seama ce ai făcut. Că mulți nu se corectează pentru că nu înțeleg ce au făcut de fapt. Nu înțeleg ce au făcut. Cineva poate să spună o vorbă și lui îți pare că așa-i vorba aceea. Dar el, pentru că nu-și dă seama ce impact are vorba aceea, el nu-și dă seama de ce se întâmplă după ce a spus el vorba aceea. El nu înțelege ce se petrece în omul cealaltă la care a spus vorba aceea. Deci e foarte important să mă gândesc bine la ce am făcut eu. Acum, el ce a făcut? O precurbit cu femeia aceea, i-a distrus viața la femeia aceea, o implicat pe alții să-i acopere păcatul și-a păcătuit și ei, a făcut și pe alții să păcătuiască. El a făcut ca
ca să fie omorât, o implicat pe mai marile armate lui, ca să facă așa ca el să fie omorât. Deci o implicat în omor și pe alți oameni. Deci nu numai el a fost implicat în asta. Acum, după asta, au mai urmat și alte lucruri. Dar în versetul 2 vedem că el vede nevoia ca Dumnezeu să-l curățească. Spală-mă cu desăvârșire. Curățește-mă de păcatul meu. Atunci când eu m-am murdărit, da? M-am pornit de acasă în pantofi și până am ajuns la biserică, pantofii de glod. Eu trebuie să, dacă am văzut că s-au murdărit pantofii și cam toată iarna eu am de mă coborât. La începutul înainte de serviciu, tot am de mă coborât la vicios, sunt curăț pantofi. La mine, nu știu cum alții ajung cu pantofi curați la biserică, dar eu, la mine nu se primește. Deci când vezi că ești murdar, când vezi că ai păcătuit, trebuie să te curățești. Și Dumnezeu e acela care ne curățește de păcat. Dacă eu nu-mi văd vina, mi se pare că la mine e tot normal și alții trăiesc, iau, cum alții trăiesc mai ceva decât mine, mai rău decât mine, mai mari păcat. Eu nu beau, nu fumez, nu fur, nu curvesc și așa mai departe. Și pot să încep să enumer așa mai multe lucruri. Dumnezeu e acela care stabilește. Eu am păcătuit în împotriva Lui sau n-am păcătuit. David a înțeles că El a făcut ce nu trebuie. Acum El putea să spună ce? Eu sunt împărat și fac ce vreau. Nu. David avea legea lui Dumnezeu. David avea deasupra lui pe cine? Pe Dumnezeu. Și Dodon are pe Dumnezeu deasupra lui. Mă, că el nu înțelege până la urmă. Și Trump are pe Dumnezeu deasupra lui. Și Putin. Și toți care sunt mai mari. Toți oamenii au pe Dumnezeu deasupra lor. Și mă, puțin își dau seama de asta și procedează ca și cum Dumnezeu n-ar fi. Ca și cum Dumnezeu nu este nicăieri. Eu m-am urcat în mașină și Dumnezeu este undeva la biserică, acolo a rămas Dumnezeu. Eu singur în mașină. Mașina mea e puternică, am 160 de cai putere și eu și caii de la mașină. Dumnezeu este undeva rămas la biserică. Eu trebuie să țin minte că Dumnezeu este oriunde, Dumnezeu mă vede, standardele Lui, legile Lui nu se schimbă niciodată. Și Dumnezeu nu rămâne undeva aici, undeva la amvon, undeva proiector. Nu, Dumnezeu este și aici și este peste tot. Acum, în Noul Testament spune niște lucruri importante despre David. Acum, am văzut situația lui, a păcătuit și a cerut iertare de la Dumnezeu. A avut de suportat consecințe toată viața. Fiul care s-a născut de la Batsheba, după ce a recurvit, a murit. Copiii care îi avea de la alte femei au început a curvi și unii cu alții, au început să omoare unii pe alții. Dumnezeu i-a spus, eu te iert, dar tu o să porți consecințele. Deci nu se va depărta sabia de casa ta. Nu mai probleme ai să ai. Și așa și-a fost. Toată că inima lui era schimbată. Toată că el deja gata, a înțeles, el a mers corect până la urmă, din momentul ăsta. Oricum, au avut de suportat consecințe. Au avut de suportat consecințe și asta este rezultatul la imoralitatea sexuală. Ai de suportat consecințe. Chiar dacă te pocăiești. Dumnezeu așa face ca să suporți consecințele. Și asta trebuie să fie învățătură pentru alții, pentru noi. Să nu așteptăm Dumnezeu să ne arete asta în viața noastră. Să ajungem să păcătuim în felul ăsta și să ne arătăm în viața noastră, să căutăm, să învățăm din greșelile altora. Acum, Dumnezeu spune prin apostoli, în Faptele Apostolilor 7:42, spune că din sămânța lui David a venit Domnul Iisus Hristos. Din Domnul Iisus Hristos, permanent când s-a predicat în Noul Testament, spune că El care este din seminția lui David. La Fapte 2:30, Apostolul Petru spune că Hristos este urmaș pe scaunul lui de domnie. Domnul Iisus Hristos este urmașul lui David pe scaunul lui de domnie. Și asta e un lucru foarte important. Deci David, domnia lui în Israel a rămas pentru vecie, pentru că Domnul Iisus Hristos când a venit, de la el s-a pornit domnia peste poporul Israel, peste poporul Dumnezeu, pentru totdeauna.
Acum David a fost un om prin care Dumnezeu a vorbit multe despre Domnul Iisus Hristos. La Fapte 2:31, 34 și 35, prin David, Dumnezeu spune următoarele lucruri. La Fapte 2:31, vă rog să deschideți, prin Apostolul Petru, și pe David o să-l vedeți în majoritatea predicilor apostolilor, din Faptele Apostolilor. La 2:31, David a spus că Hristos va învia, spune că despre învierea lui Hristos a prorocit și a vorbit el. David, împăratul lui Israel, a prorocit despre Domnul Iisus Hristos, care a venit peste veacuri întregi, a prorocit ceea ce urma să se întâmple și s-a întâmplat. La 34 și 35, același verset, David spune despre Domnul Iisus Hristos, căci David nu s-a suit în ceruri. David nu a fost în ceruri ca să vadă acolo cine este Domnul Iisus. El, fără ca să-l deși în ceruri, a spus ceva despre Domnul Iisus. Ce a spus el? Domnul a zis Domnului meu. Și aici vedem că David prorocește despre Domnul Iisus Hristos. Spune că El este Domn și El este Dumnezeu. Însă David, atunci, pe timpul cele, a spus despre Domnul Iisus Hristos că El este Dumnezeu. Și asta e un lucru foarte important. La versetul 34 spune că El șede la dreapta Tatălui. La versetul 35 spune că Dumnezeu va pune pe toți vrăjmașii la picioarele Lui. Astea sunt lucruri despre care a prorocit prorocul David. Acum, David a zis anumite lucruri despre cine este un om cu adevărat fericit. Un om după inima lui Dumnezeu transmite învățătură la alții. Cum poate un om să fie cu adevărat fericit? La Romani, capitolul 4, versetele de la 6 la 8, iar, vedeți, epistola lui Romani, apostolul Pavel deja, și tot se folosește de ce a spus David. La versetele de la 6 la 8 spune că David numește fericit pe omul acela pe care Dumnezeu, fără fapte, îl numește neprihănit. Fericit de om care nu a făcut fapte ca să merite iertarea lui Dumnezeu, dar pe care Dumnezeu îl numește neprihănit, fără ca să aștept ceva fapte din partea lui. Și mai departe spune, fericit de el, zice el, de aceia căror ferdelegi sunt iertate și ale căror păcate sunt acoperit. Fericit de tine dacă Dumnezeu ți-a iertat păcatele. Fericit de mine dacă Dumnezeu mi-a iertat păcatele. Fericirea adevărată în viață vine atunci când știm că păcatele noastre sunt iertate, că este zero. La mașină, cei care sunteți șoferi, da? Toți grămădesc kilometri acolo pe kilometraj, pe bord. Toți grămădesc. Tot mai mulți și mai mulți și mai mulți. Tot așa și în viața unui om care ajunge, nu mai ajunge să-și ceară iertare de la Dumnezeu. Păcatele tot se adună, 100.000, 150.000, 200.000, 300.000, 350.000, 400.000 și deja trebuie să schimbi mașină. Dar Domnul ne continuă viața și tot așteaptă ca să ne întoarcem la El. Fericit de omul a căror păcate sunt iertate, acoperite. Fericit de omul, versetul 8 spune, căreia nu-i ține Domnul în seamă păcatul. Și Dumnezeu ne socoate neprihăniți, ne socoate iertați, ne iartă prin credința în Domnul Iisus Hristos. Și dacă n-ai crezut încă în Domnul Iisus Hristos, ești plin de păcate. Ai 400 și ceva de mii de kilometri la bord, de păcate la bord. Și deja mașina trebuiește. Da? Deja ai grămădite destule. Nu mai grămădi păcate. Caută să scapi de ele prin credința în Domnul Iisus Hristos. Fericirea, prorocul David spune, un om după inima lui Dumnezeu, fericirea nu e în bani. El a avut bani. El a avut palat. A locuit în cele mai bune condiții. A mers în cel mai bun transport care era în timpurile cele. Da? Și noi poate avem, cineva are casă, cineva are mașină bună, cineva este în ceea ce ai. Că ai telefon de ăsta sau de cealaltă, că ai tabletă, că nu ai tabletă, că ai haine, că nu ai haine. Fericirea nu e în asta. David spune că fericirea este
atunci când Domnul ți-a șters păcatele. Dacă ești cu păcate, păcatele stau ca un ca o sarcină mare și grea. Nu știu dacă ați văzut cum în țările din Asia femeile duc încărcători. Poți să mergi pe stradă și să vezi o femeie așa cum poți așa de mare. Mergi alături din sat. Mai nu știu cum ele le țin. Uite, păcatele sunt cam tot așa pentru noi. E ca o încărcătură care te apasă. Chiar dacă undeva poate te-ai învățat să accepți că ai păcate și undeva le vezi, undeva nu le vezi, dar ele sunt o încărcătură care te apasă. Deci când te apasă, de-am începi să apară gârbul. Da? Așa că Domnul să ne ajute să scăpăm de păcate. Atunci când, dacă am păcătuit, dacă am făcut ceva ce nu-i place Domnului, un om după inima lui Dumnezeu nu lasă mult timp. El caută să-și rezolve relația cu Dumnezeu. Pentru că nu de oameni trebuie să ne temem cu să ne pedepsească pentru păcatele pe care le-a făcut. Dar Dumnezeu e cel care pedepsește. Acum, Dumnezeu spune că noi de la oameni trebuie să cerem iertare dacă am păcătuit împotriva lor. Dar în primul rând trebuie să cerem iertare de la Dumnezeu. Dumnezeu vrea oameni care își înțeleg repede păcatul și repede l-au rezolvat. Și care nu îl țin. Ei își recunosc păcatul și vin înaintea Domnului ca să le curățe. Ce fac eu cu păcatele mele? David, om după inima la Dumnezeu, a știut să-și recunoască greșelile și să accepte că Dumnezeu urmează să-l pedepsească. David a respectat pe Dumnezeu și toate deciziile lui Dumnezeu. David s-a încrezut în Domnul, om după inima lui Dumnezeu. În toate situațiile pe care a trecut. Și a avut niște situații foarte dificile. Dar și situații foarte bucuroase și pozitive. David a știut să mulțumească lui Dumnezeu. Om după inima lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu astfel de oameni îi plac. David, chiar în Psalmul 51, spune că să-l scape, să-l curățească Domnul de păcate și atunci spune că va vesti mai departe lucrările Domnului. Atunci când ești iertat de păcate, nu poți să nu spui la alții despre asta, despre Domnul. Atunci când tu îl vezi pe Domnul din neascunsare în viața ta, tu nu poți să taci despre Dânsul. Și noi nu vestim Biserica Bunăvestire, noi vestim pe Domnul. Noi nu-i tragem pe oameni nu știu unde, noi tragem pe oameni la Domnul. Noi nici nu-i tragem pe oameni, noi le spunem. Le spunem despre cine este Dumnezeu. Și asta este foarte important. Acum întrebarea este, am eu frică de Domnul? Sau mi-aduc aminte de Domnul numai când vin la biserică, când trec așa la vale aici și intră mașina pe poartă sau intră pe acolo, pe jos, așa, și mă cobor. Eu am frică de Domnul sau mi-aduc aminte de El numai când merge vorba de biserică? Unde este Dumnezeu pentru mine? Este în viața mea dimineața până seara, lângă mine, cu mine, în mine? Sau este numai în pereții bisericii? Sau numai la grupul de studiu biblic, dacă mă duc? Unde este Dumnezeu pentru mine? Care sunt păcatele pe care nu le-am recunoscut înaintea Domnului? Care sunt păcatele, greșelile, pietele de pe haine, glodul de pe papuci, care nu l-am, stau murdar, stau pătat. Și mie îmi spar că e tot normal. Tot depinde cum te uiți. Pantofi plini de glod. Dacă te duci în mijlocul oamenilor unde toți sunt cioarele cu pantofi murdari, nu mai vezi rost de schimbare. Așa? E dacă toți așa. Dacă toți sunt în costum sportiv sau în haine de lucru, ce să mă deranjez? Eu sunt ca toți ceilalți, nu este nicio diferență. Dar eu trebuie să mă gândesc cum privește Dumnezeu la mine. Ce fac eu în situații grele? La cine apelez? Apelez răbde sun la 112 acum a apărut, da? 112. La 901, 903, da? Medicul cealaltă. Ce fac eu în situații grele? Ce fac că mi s-au terminat banii? La cine apelez? Sunt pe cineva? Sunt pe a doua, sunt pe a treilea? Văd cine poate împrumuta? Sau primul lucru, apelez la Dumnezeu.
cât de mulțumitor sunt eu pentru tot ce aici am în viața mea. Zicem că nu am copii. Zicem că nu am copii. Care sunt lucrurile pentru care eu aș putea și ar trebui să-i mulțumesc lui Dumnezeu? Zicem că eu nu am mașină. Dar eu am picioare pentru care, cu care pot să merg. Hai să zicem că eu nu am, nu știu ce, nu am casă. Dar eu am un trăit. Care sunt lucrurile din viața mea în care văd clar mâna lui Dumnezeu și grija lui Dumnezeu și pentru care eu trebuie să mulțumesc lui Dumnezeu? Cum privește Dumnezeu la inima mea? Cum privește Dumnezeu la inima mea? Lui îi place de inima mea? De ce inima am eu? Sau mai am de corectat? Haideți să ne rugăm, să ne ridicăm și să ne rugăm. Dacă cineva și-a văzut inima, că nu este așa cum cere Dumnezeu, este momentul să ne cercetăm, să ne analizăm, să rugăm pe Dumnezeu să ne curățească. Ne gândim bine la lucrurile care Dumnezeu are de le curățit în viața mea. Care sunt ele? Poate am atitudine greșită față de părinți. Poate am atitudine greșită față de vecini. Eu spun că-s credincios, dar când vorbesc cu dânși, cu vecinii, nu știu dacă se vede ceva. Ce trebuie să schimb în viața mea? Haideți să ne rugăm.